Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi vom dezbate o problemă de mare actualitate, spun eu, și anume aceea a construcțiilor de spitale. Avem plăcerea să stăm de vorbă cu doamna profesor Cristina Olga Gociman, profesor emerit la Facultatea de Arhitectură din București. Să rămână și bine ați venit în emisiunea noastră. Vă mulțumesc de invitație. Sunt onorată. Da. Vom pleca de la o temă de actualitate și anume de la riscul seismic și de aici încolo am să spun de la bun început, de altfel și în presă s-a relatat acest lucru, că în București și în celelalte orașe ale țării există clădiri cu un risc seismic ridicat și care la un cutremur nu de foarte mare magnitudine se pot prăbuși. Între acestea a fost menționat Institutul Clinic Fundeni, deoarece lucrez acolo de peste 40 de ani, pot să spun și care și într-o vreme am răspuns de destinele spitalului ca director medical, pot să vă spun care este situația. Acolo riscul seismic privește clădirea B dintre cele două, clădirea A a fost consolidată și bine consolidată, clădirea B în schimb, după experiența, ea spune, nefericită la care am participat cu toții, în sensul că o consolidare de clădire a durat aproximativ 6 ani, clădirea B n-a mai fost consolidată niciodată și din aceste motive este o clădire cu risc seismic ridicat. Ei bine, recentele cutremure, în primul rând din zona noastră geografică, în al doilea rând, iată, din păcate, chiar din România, au atras atenția asupra faptului că riscul seismic există, că trebuie să fim pregătiți și din acest punct de vedere vom analiza puțin situația clădirilor de spital. În al doilea rând însă aș vrea să spun că până la un moment dat și aș spune că punctul de cotitură a fost anul 2000, în România corpul medical s-a plâns de lipsa aparaturii de performanță. În anul 2000 Ministerul Sănătății a făcut o foarte importantă achiziție de aparatură medicală, în urma căreia cerințele celor care lucrau în sănătate au fost îndeplinite în cea mai mare parte. Ulterior, printr-un mecanism, aș spune, interesant, până la urmă chiar resurse proprii, de curând fondurile europene, alte mecanisme, au dus la situația în care corpul medical nu s-a mai plâns decât în mică măsură de lipsa aparaturii. În schimb, încă de atunci, din anul 2000, am spus că pentru a avea o rețea de sănătate eficientă, performantă și mai ales la nivelul zilei de astăzi, la nivelul secolului în care trăim, următorul pas ar trebui să fie îndreptat spre clădirile de spital. Și acesta este al doilea aspect pe care îl vom aborda cu doamna profesor Gociman, ce înseamnă astăzi, care sunt standardele moderne pentru o clădire de spital și pentru că tot am vorbit de risc seismic și de clădiri consolidate, ce opțiune avem între a moderniza și consolida clădirile vechi deja existente sau a construi din start unele noi după ce renunțăm la cele vechi. Deci două subiecte de interes. Știu că există preocupări la nivelul conducerii actuale a Ministerului Sănătății și sper că această discuție să poată ajuta și mai ales sper că această discuție să formeze pentru public o imagine despre ceea ce ar trebui să însemne spitalul modern. De aici încolo, doamna profesor, vă dau cuvântul să abordăm primul aspect, acela al riscului seismic, deci în cazul în care există un asemenea risc, ce facem? Consolidăm clădirile, le dărâmăm și facem altele noi. Ce facem în prima situație, ce standarde trebuie să îndeplinească consolidarea, ce facem în cea de-a doua situație? Da, vreau să vă spun că este un subiect foarte apropiat mie, pentru că întâmplător, sau poate nu întâmplător, mi-am dat doctoratul în arhitectură pe subiectul managementului reducerii riscului la dezastre naturale, acum niște ani. Vreau să spun că în cadrul școlii doctorale de arhitectură, din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, țin un curs care se cheamă Identitate și Vulnerabilitate, un curs considerat foarte necesar pentru studenții doctoranți, având în vedere că el dezvoltă strategiile de arhitectură și urbanism în privința reducerii riscului la dezastre.
Această problematică care este extrem de actuală pe plan internațional, întrucât impactul dezastrelor naturale a crescut și pierderile din PIB-ul națiunilor au crescut de asemenea, pierderile de vieți omenești la fel, a determinat la nivel internațional, încă de la sfârșitul secolului 20, inițierea deceniului pentru reducerea dezastrelor naturale de către Organizația Națiunilor Unite, deceniul în care s-au dezvoltat o terminologie specifică acestei ramuri de cercetare și în același timp a generat și strategiile internaționale privind reducerea riscului la dezastre. Așa s-a născut DRR, Disaster Risk Reduction, care este o componentă de strategie internațională privind politicile care trebuie implementate de state în privința reducerii riscului. Acest DRR a avut mai multe etape în dezvoltarea lui, prin strategia Yokohama, strategia Hyogo, în urma cutremurului din Kobe din Japonia, după aceea strategia planul de acțiune Sendai, în care noi încă ne situăm din 2015 până în 2030 la nivel internațional. Aceste directive internaționale sau la care România a aderat, este parte și face le-a însușit în privința legislației interne privind protecția civilă. În baza lor s-a înființat și la noi în țară Departamentul de Protecție Civilă. Tot așa s-au dezvoltat o serie de strategii, inclusiv ultima strategie născută de statul român, strategia numită RORISC, în baza România RISC, în baza unei teme de cercetare finanțată de Banca Mondială. Deci, în primul rând, este vorba de alinierea la problematica internațională a reducerii riscului și datorită faptului că riscul are o componentă transfrontalieră și totdeauna un risc aduce după sine alt risc și ne situăm în zona unor componente complexe ale riscurilor. Foarte important în această abordare este faptul că noi trebuie să privim lumea în general ca o relație de tip ecosistemic în principiu, datorită noilor abordări legate de dezvoltarea sustenabilă, dezvoltarea durabilă, pornind de la celebrul raport Brundtland din 1987, doamnei Brundtland, care identifică nevoia de a dezvolta, de a face dezvoltare într-un principiu precaut, în așa fel încât să se conserve resursele pentru generațiile viitoare. Deci în cadrul acestui principiu care contrazice principiile Clubului de la Roma privind limitarea dezvoltării, noi ne situăm într-o zonă în care predicția, prevenția și intervenția, ca trei acțiuni importante, sunt absolut necesare în vederea reducerii riscului. Desigur că riscul în definiția pe care a dat organizațiile internaționale UNDRO, care este organizația specifică care se ocupă de reducerea riscului, identifică patru componente care sunt definite prin hazard, care înseamnă acel input, acel impact asupra ecosistemului care produce disarmonie și disrupe, creează energii de tip entropic. După aceea este elementul expus, adică tot ceea ce există ca și componenta a ecosistemului, de la viu, antropogenoză, fitogenoză, zoogenoză, la suportul viului, adică biotopul, spațiul suport natural construit și așa mai departe. Și o altă caracteristică este cea vulnerabilității. Toate cele trei elemente contribuie prin convoluția lor la construcția elementului numit risc. Risc în terminologia... Da, mă scuzați, v-aș întrerupe puțin, pentru că, evident, conceptele generale sunt necesare și uneori asta ne lipsește. Dumneavoastră, ca arhitect, știți bine că în loc să existe un plan urbanistic, iată, în România, în multe locuri s-a construit aiurea, fiecare ce a vrut, ce a putut, fără niciun fel de concepție și așa mai departe. Dar haideți să coborâm pe pământ puțin, pentru că uneori de la conceptele generale la realitățile și mai ales la realitățile noastre, îmi pare rău să spun, e o cale lungă. Dacă aș lua numai exemplu acele spitale regionale de care se vorbește de atâta timp și pe care România nici până acum n-a reușit să le facă, ba mai mult de atât, ultimele date pe care le am în legătură cu ele nu sună deloc încurajator. Deci să ne întoarcem
Este, iată, să luăm situația pe care am și descris-o, o clădire cu risc seismic, o cunoașteți de altfel, clădirea B. Așa. Ce recomandări ați face în momentul de față? Exact. Deci, deși mi-a spus să ies din zona teoretizărilor, vreau să vă spun că risc înseamnă în terminologia aceasta pierdere. Deci când vorbim de risc seismic, în sensul științific se înțelege pierderi cauzate de seism. Adică nu probabilitatea de a fi expus la o pierdere, ci e vorba de pierderi cauzate de seism. În cadrul clădirii de care pomeneați dumneavoastră, corpul B din cadrul Spitalului Fundeni, care este altfel o clădire la data când a fost ea proiectată în anii 1970 de către un colectiv din Institutul Proiect București, condus de domnul arhitect Macedon și așa, ea a fost chiar premiată. Deci are o caracteristică de sculpturalitate așa în articularea volumelor, dar din păcate ea a fost anterior proiectată celebrului seism din 4 martie 1977, în urma căruia s-au schimbat codurile de proiectare seismică. Deci tot ceea ce din punct de vedere al proiectării și execuției este anterior acestui cod, are anumite sensibilități generate în primul rând din proiectare și din execuție, deși pentru că execuția la acea dată urma fidel proiectarea. Deci ea are această sensibilitate inițială, clădirea respectivă, este pe de altă parte și o clădire înaltă, o clădire zveltă, care nu are suficientă carne și din cauza asta la acțiuni seismice pe o anumită direcție nu face față. Ea se mișcă bine pe direcția longitudinală, dar pe cea transversală nu. Ca dovadă că în urma expertizării făcute de Universitatea Tehnică de Construcții București este încadrată în clasa 2 de risc seismic, cu indulgență, pentru că ea are foarte multe avarii. E o clădire cu fiecare corp este rostit față de celălalt, deci se mișcă independent și în zona de rost există pericolul unor dislocări puternice. Clădirea B îmi pare foarte rău că nu a fost consolidată, pentru că într-adevăr adăpostește secții importante din Institutul Clinic Fundeni, cât și din Institutul de Urgență Cardiovasculară C.C. Iliescu. Are spații de operație, foarte bloc operator, are secția de endoscopie, care este extrem de importantă în cadrul ansamblului clinic și în situația unei seism pierderile ar fi irecuperabile. Deci, știți, cred și dumneavoastră, noi cei care lucrăm în Fundeni știm foarte bine, există deja un proiect pentru un nou institut de boli cardiovasculare, similar pe fonduri europene, cu siguranță că și celelalte centre care funcționează, centrul de hematologie, centrul de gastroenterologie, pot fi alocate în clădiri separate. Și atunci vă întreb, presupunând că această clădire ar rămâne goală și s-ar muta în alte spații centrele care funcționează acum în clădire. Ce ați recomanda pentru clădire? Ați recomanda dărâmarea ei și eventual o altă construcție sau consolidarea? Nu. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt adepta teoriilor care circulă în spațiu public privind că dacă are un grad de risc seismic de anumită factură, ar trebui desigur demolată. Mie mi se pare că orice clădire construită are o valoare de resursă considerabilă. Chiar în tarifările efective făcute de către proiectare se consideră că valoarea de consolidare este cam 60% din valoarea de investiții. Deci, oricum, demolând, eu pierd acel 40%. Poți să faci asemenea acțiuni numai în situația în care ești într-un țesut extrem de dens, în care căderea ei ar afecta într-un ansamblu, pentru că clădirile într-un țesut urban, cum ar fi într-un țesut istoric, ele sunt legate, uneori sunt în fronturi continue, sunt legate unele de celelalte și în momentul când una dintre clădiri se prăbușește, antrenează după sine și altele. Ca dovadă, cum s-a întâmplat pe Bulevardul Malgheru la cutremurul din 4 martie, în care foarte multe din clădirile care erau într-un ilou urban, într-un quartal urban, mai ales cele de colț, au fost expulzate din sistem, cum e blocul Scala, blocul de la Casata, cum a fost și blocul Carton sau blocul Dunărea. Deci sunt niște exemple tipice deja clasate în sensul acesta a comportamentului într-un țesut existent. Corpul B este un corp izolat,
care ar putea să fie consolidat cu precauția ca corpul care se construiește alături, să zic, al Institutului Cece Ilescu să fie situat în afara ariei lui de prăbușire. Am avut un profesor la Universitatea de Arhitectură, domnul profesor, doctor inginer Radu Petrovici, șeful Catedrei de Construcții, care chiar a născut o teorie legată de urbanismul seismic, în sensul că clădirile n-ar trebui să fie asociate în funcție de pot și cut, adică procent de ocupare teren cu coeficient de utilizare teren, ci funcție de ariile lor de demolare, în așa fel încât dacă una cade din sistem să nu antreneze sau să creeze victime asupra celorlalți utilizatori. Deci cred că construind la o distanță rezonabilă de corpul B, el poate să rămână în picioare și să fie consolidat, să-i se dea o altă funcțiune, colaterală sau să zic... Da, nu? Deci categoric pe platforma Fundeni mai e loc de dezvoltare, sunt specialități care lipsesc, iată neurochirurgia, de exemplu, poate urgențele la modul general, sunt destule lucruri care sau destule destinații care îi se pot da acestei clădiri în cazul în care ar fi consolidate. Acum față de ce am trăit noi în anii 90 când s-a consolidat corpul A, diferența ar fi foarte mare în sensul că pe vremea aceea corpul A s-a consolidat cu echipele medicale înăuntru, ceea ce a fost catastrofal, adică a fost o experiență extrem de traumatizantă. În cazul de față, deci dacă s-ar construi clădiri noi pentru centrele care funcționează în corpul B, corpul B ar rămâne complet liber și s-ar consolida urmând a-i se da ulterior o altă destinație, ar fi așa cum spunea, și mai ieftin și în realitate, până la urmă, ar păstra și o anumită tradiție istorică. Dacă ar fi să iau exemplu Anglia, știți cât de conservatori sunt englezi, ei preferă să păstreze clădirile vechi, le renovează, le recondiționează în sfârșit, dar țin ca să se vadă că acolo medicina nu s-a născut ca generație spontanee sau nu s-a născut brusc din spuma mării, să folosesc binecunoscuta expresie, ci are în spate o tradiție. Pentru consolidare, ați putea să ne spuneți cel puțin cu aproximație până la ce grad de risc seismic ar trebui consolidată o clădire? Există un astfel de reper? Legislația în privința riscului seismic este o legislație extrem de complexă. Pentru că, în primul rând, tot ce se proiectează în țara asta se supune normativului codului construcțiilor, care se actualizează din când în când. El a existat și înainte de cutremurul din 77, a fost upgradat după aceea, a mai fost upgradat în anii 90 și de curând a fost din nou modificat, în așa fel încât să asigure un grad de securitate sporit. Deci este vorba de codul P100 din 2013, în baza căruia se dimensionează în materie de proiectare structura, se calculează structura în sensul că ea se introduce niște programe de formare ale construcției în etap sau sunt niște programe specifice de calcul care fac și modele ale mișcării corpului în funcție de nivelul de armare și atunci tu poți să vezi dacă clădirea respectivă rezistă sau nu, pentru că după cum se știe, în general problemele lor apar când se mișcă într-o zonă, cum zic inginerii, post-elastic și atunci apar deformările care duc la colaps ale clădirii. Din cauza asta este extrem de important, deci, respectarea sistemului de calcul, normelor de calcul și în același timp întreprinderea tuturor investigațiilor preliminare care conduc la aceste toate inputurile necesare. Adică să ai un studiu geo bine făcut, cu foraje destule, dacă e vorba de o consolidare, să ai și decoperperi la fundații, să ai încercări pe casa existentă să verifici dacă calitatea betonului, nivelul de armare al construcției existente, pentru că poate să existe un proiect foarte bun, nu știi cum a fost executat, nu știi cum s-a comportat casa în timp. Deci, cartea construcției la intervențiile, la clădirile existente, este oglinda a evoluției casei și a tuturor modificărilor sau traumelor pe care le-a avut casa respectivă în decursul existenței ei. Deci, respectarea legislației în construcții este un prim pas
important pentru diminuarea riscului. Vreau să vă spun că o poveste foarte interesantă despre experiența proiectanților români în acest sens. După cutremurul din 77, domnul academician Bălan, împreună cu o echipă extinsă de cercetători de la INCERC, de la DCB în sfârșit, a investigat 18.000 de construcții de pe teritoriul României care au suferit avarii la seism. Și a identificat în urma acestei cercetări un criteriu statistic 9 grupe de clădiri. Clădirile care erau clasate funcție de data execuției, deci de vechime, funcție de înălțime și de tipologia materialului folosit. Adică, să vă dau un exemplu, tot ce este clădire înaltă, de peste P plus 5, construită în perioada interbelică, din structură de beton, cu compartimentări de zidărie, are un grad seismic, o vulnerabilitate foarte ridicată. Deci, clădirile joase de lut, cu structuri de lemn, structuri de piatră, au un alt tip de comportament. Deci, pe baza acestor tipuri de cartări, el a identificat un fel de tabel privind vulnerabilitatea spațiului construit. Acest lucru conduce, din punct de vedere managerial, la ideea că există o bază pentru o evaluare statistică a riscului seismic. Pentru că tu nu ai atâția experți ca să evaluezi, să expertizezi toate casele, toate imobilele care sunt avariate sau ar fi susceptibile de a suferi la un viitor cutremur. Și atunci tu poți să faci o cartare de tip observativ, bazată pe această concluzie statistică specifică spațiului românesc, și care ea a generat în studiile făcute de UTCB, Universitatea Tehnică de Construcții București și de INCERC, Institutul de Cercetări în materie de construcții, în privința generării acestui sistem. Deci există acest instrument pe care autoritățile pot să-l folosească în situația în care nu poți să evaluezi atâtea clădiri. Nu există atâția experți. Mă scuzați, da, profesor, aici v-aș întrerupe puțin. Sigur, nu poți la modul general, dar dacă vorbim, de exemplu, de managementul, conducerea spitalului Fundeni și de... Atunci poți să ceară un studiu specific cu destinație specifică și aici revin la întrebare, în cazul în care se poate răspunde, deci cam până la ce grad de risc seismic ar trebui consolidată o clădire și trecem și la subiectul următor, până la ce grad de risc seismic ar trebui construită una nouă, RS4. După datele pe care deci, le avem. Conform codului P100, sunt 4 grade, RS1, RS2, RS3, RS4. Deci RS4 reprezintă RISE, adică cea mai mare asigurare în privința riscului, împotriva riscului sau pentru rezistența la risc seismic. Deci noi suntem cu corpul B la o evaluare de gradul 2, da? Și noi trebuie să-l aducem la gradul 4, ca așa trebuie proiectată și o casă nouă. Și casa care se consolidează și cea nouă trebuie să răspundă la aceeași exigență, gradul exact. 4 de risc seismic. Da. Asta presupune că acea clădire, care este un spital, care conține oameni bolnavi, personal de mare valoare, deci oameni care... a căror pierdere ar fi extrem de gravă, așa, presupune că clădirea respectivă trebuie să reziste la gradul 8 pe scara Richter și în același timp trebuie să permită o evacuare în timp real a persoanelor susceptibile de a putea fi afectate, pentru că dacă e cazul să evacueze o asemenea clădire, deși ea ar trebui să reziste și n-ar trebui să fie evacuată, trebuie să ai și căile de evacuare, adică toată proiectarea spitalului să permită evacuarea post-eveniment, nu în timpul evenimentului, post-eveniment, în deplină siguranță. Căi de evacuare, chiar existența unor lifturi care, de targă care sunt rezistente, la proiectate în așa fel încât să reziste la seism, să nu fie avariat în timpul seismului, pentru că se zice în momentul când are loc un eveniment de acest gen, nu te duci pe scări, nu iei liftul. Stai pe loc până mișcarea seismică se termină și după aceea se evaluează și se declanșează procedurile specifice fiecărui obiectiv, pentru că fiecare obiectiv are altă procedură de evacuare.
Deci asta e important de menționat, arhitectul de spital, fie că e vorba de consolidarea unei clădiri vechi, fie că e vorba de construcția unei noi, trebuie să țină cont, evident, de riscul seismic. În același timp, trebuie să aibă și un plan de evacuare a clădirii, deci nu numai rezistența la cutremur, ci și modul de evacuare atunci când cutremurul a avut loc și aici, ținând cont de faptul că e vorba de oameni bolnavi, unii dintre ei nedeplasabili, acești factori trebuie avuți în vedere. Categoric. Și mai este o problemă care declanșează riscul seismic și care este o problemă generală pentru spațiul construit. În momentul când s-a terminat evenimentul și tu vrei să evacuezi, unde îi duci? Unde are loc relocarea acestor persoane care au ieșit din acel infern? Unde îi duci? Deci tu trebuie să ai un sistem organizat de hub-uri, de spații de urgență care să preia această masă critică a celor care trebuie relocați și unde să ai asigurat tot ce ai tu nevoie ca acești oameni să își continue activitatea, adică să supraviețească evenimentului, să aibă resurse logistice, să aibă sursă de apă, să aibă depozit de medicamente, de în sfârșit tot ceea ce este necesar pentru viață. Deci în sensul ăsta, lucrurile în tot ceea ce se spune în presă sunt foarte trunchiate, adică se spune că trebuie să ai bocceluța lângă tine sau că să nu ieși din casă și după aia poți să ieși după ce s-a terminat. Dar unde te duci după aceea? Stai în stradă? Stai în ploaie? Stai în frig? Care sunt locațiile în care această masă critică este absorbită? Deci, în cadrul managementului situațiilor de urgență ar trebui să existe aceste centre de relocare a populației afectate, așa numite, noi le numim hub-uri de urgență, care să aibă aceste dotări necesare de a avea independență energetică, de a avea sursă de apă independentă, de a avea tot ceea ce este nevoie, un grup de adică medicamente în urgență, să poată asigura asistența. Vreau să vă spun că în Statele Unite, după cutremurul din 1906 de pe Falia Sant Andreas din California, a intrat în legislația statului californian obligația ca această locație de urgență să fie preluată de școli. Deci școlile în America de atunci, după experimentul din California, au această dublă funcțiune de învățare și de a asigura în situație de urgență relocarea populației afectate. Asta vorbim într-o zonă strict rezidențială, în care populația știe, așa cum este evacuată la incendiu și știe că trebuie să mergi pe o anumită cale și la seism, în momentul când iese dintr-o clădire, știe unde se poate duce, poate fi ajutată. Acest sistem de centre de relocare în situații de urgență deblochează presiunea care se poate crea asupra unui spital de urgență, toată lumea se duce acolo pentru un pansament, toată lumea dă telefoane, adică trebuie să existe un sistem de manageriat al evenimentului post-impact, altfel, nu așa să rămână tot în ceață că lumea a coborât în stradă și acolo ce face? De acord, în același timp, eu cred că trebuie să gândim realist și bineînțeles că nu putem să nu ținem seama de costuri, de altfel, de-a lungul întregii mele cariere am auzit mereu spunându-se nu avem bani, nu avem bani, nu avem bani, e un lucru cu care mi-am început cariera medicală la UCI, acum în continuare. Sigur, chiar dacă am avea resursele, sunt limitate și trebuie să le gestionăm cu cât mai multă grijă. Și atunci întreb, pentru că dumneavoastră cunoașteți platforma Fundeni, dacă este posibilă o viziune mai flexibilă în sensul că doar într-o asemenea situație să fie asamblate unități mobile, să le spun așa. Știți bine ce am învățat din pandemie? Din pandemie am învățat niște lecții și dacă asta vi se pare o soluție. Să știți că da, pentru că în situația când tu, chiar dacă ai construi un corp nou de spital și să dea Domnul să se înfăptuiască acest lucru pentru că este necesar pentru dezvoltarea armonioasă a acestei mari platforme de, în sfârșit, de cercetare și de medicină de excelență, nu? E vorba de cele trei centre de transplant, merită un sediu nou, construcția nouă
Ea trebuie să fie asigurată la, să aibă rezistență la, la riscul respectiv, la riscul seismic. Da? În același timp, trebuie să ne gândim că suntem și, și într-o situație posibilă de, de învecinătatea unui război. Deci, adăposturile de protecție civilă sau adăposturile pentru situații de urgență ar trebui să existe în acest spital și, din păcate, spitalul Fundeni nu le are. Deci, nu are adăposturi de urgență. Pentru că așa a fost el construit. La data aceea nu se punea nici când a construit, a proiectat doamna Harie de la Vrancea Jiborii corpul A, nici când au proiectat cei de la Pre-București corpul B. Nu exista această legislație care s-a născut, cum am și povestit, la sfârșitul decenului trecut privind protecția civilă. Deci, ceea ce spuneați dumneavoastră apropo de această posibilă relocare a pacienților afectați, cred că este foarte necesar să existe un sistem de containere. Exact. Sau un sistem, eu la asta mă referam, da. La containere cred că v-ați referit, da, dar în același timp poate să existe și o zonă să ai undeva un depozit de corturi, nu? De corturi termice pe care, hai să zic că nu totdeauna folosești containerele, poți să le dai o altă funcțiune, să le modifici, să faci o conversie a funcționărilor în situație de risc. Dar dacă trebuie să evacuezi un întreg spital, atunci trebuie să ai și niște alte instrumente, deci corturi, nu? Un sistem modular care să poți să-l ca un kit, pe care să poți să-l asamblezi și să-l generezi. Adică tu să ai un sistem local de gestionare. Fără îndoială local. Da. Fără îndoială, în același timp, nu unul permanent, pentru că e greu să ne permitem luxul ăsta, ci unul care să poată fi rapid asamblat în cazul unor situații de urgență. Deci asta ar fi fost conceptul la care mă referam. Ar fi, da, da. Ar fi. E foarte bine spus lucrul acesta. Bun. Da. Acum, trecând la punctul 2 al discuției noastre, și anume ce înseamnă astăzi spitalul modern, standardul de spital. Mi-aduc aminte la un moment dat, un om de afaceri în domeniul imobiliar într-o altă țară spunea așa că el când vinde un apartament se gândește întotdeauna dacă ăla e un apartament în care el însuși ar locui. Și atunci, dumneavoastră ca arhitect care ați proiectat atâtea clădiri importante, mă rog, îmi închipui că undeva premisa asta există în mintea constructorului atunci când construiește ceva. Mai mult decât atâta, din anumite motive, dumneavoastră cunoașteți bine Spitalul Fundeni, mă rog, și poate nu numai, dar cel puțin acest spital. Și atunci, pentru cineva din postura și de utilizator al construcției respective, dar și de constructor, de demiurg, dacă vreți să o luăm așa metaforic, cum ar trebui să arate astăzi un spital? Începând de la spațiile de primire, de la spațiile de așteptare până la circuite, s-a spus că spitalele vechi au circuite nefuncționale și care nu mai corespund standardelor actuale, la blocul operator, la saloanele de bolnavi. Da. Eu vă mulțumesc că ați pomenit faptul căruia eu sunt într-o situație cu totul specială în relație cu Spitalul Fundeni. Vreau să aduc aminte că în anul 2018, pe 20 decembrie, am avut norocul sau șansa să fiu operată de transplant de ficat și de doamna doctor Frehorescu, oblăvirea dumneavoastră și a întregului colectiv excepțional al clinicii de chirurgie. Deci eu exist datorită acestui dar pe care mi l-a făcut Spitalul Fundeni și echipa dumneavoastră. Din cauza asta, ani de zile, cred că cel puțin 10 ani, am fost pacient în Spitalul Fundeni și am trecut prin toate secțiile lui. Deci eu sunt un exemplu clar a ceea ce spun colegii mei care proiectează spitale în privința componentei de management participativ. Adică eu am fost parte a procesului medical, al derulării tuturor tipurilor de investigații, de tratamente. Am circulat pe acolo, am cunoscut o grămadă de lume și toate tipurile de activități, pe cât posibil, pot să spun. Deci, știind spitalul dinăuntru, pot să-mi dau seama ce ar trebui și cum ar trebui și fiind un pacient cu grele probleme ani de zile, ce ar trebui să însemne un spital adevărat. În primul rând,
trebuie să fie un spital al speranței. Deci totdeauna în momentul din care intri să simți această emoție a spațiului, această calitate de afect pe care spațiul trebuie să-ți dea, de încredere, de speranță. Deci el trebuie să fie un spital luminos, un spital colorat, nu strident, dar cu o anumită sensibilitate și în același timp să nu te streseze el în sine prin urâțenie, prin spații înguste, prin spații neluminate. Deci el trebuie să aibă această deschidere spre lume, spre cer, spre natură, spre verde, din punct de vedere al relației psihice, psihologice cu boala. Deci el trebuie să fie un spital terapeutic, adică spațiul trebuie să aibă această calitate terapeutică. Și se știe că calitatea terapeutică a spațiului e dată prin conformare, prin proporții, prin lumină, spații ample, deschise, unghiuri lungi de perspectivă. Deci tocmai ceea ce spitalele noastre nu au, care sunt extrem de înguste, coridoarele, saloanele mici, aglomerate, în sfârșit. Această dimensiune terapeutică a spațiului trebuie să fie coroborată cu cea de securitate, adică de securitate sanitară, în primul rând. Deci toate legislațiile în privința asta, privind separarea circuitelor, bolnavilor, a medicilor, deci a personalului, circuitul resurselor, nu al medicamentelor, al gunoiului, sunt o grămadă, sunt vreo cel puțin 10 tipuri de circuite care trebuie să aibă independență și să nu se intersecteze în așa fel încât să se transmită anumite tipuri de boli. În al treilea rând, el trebuie să fie un spital sigur și din punct de vedere, cum am povestit până acum, din punct de vedere al respectării stabilității structurale, dimensionării corecte și să nu uităm că spitalele nu sunt supuse numai la risc seismic. O altă componentă greu încercată în România a fost riscul la foc, riscul de incendiu, în care datorită circuitelor învechite, supra-solicitării prin achiziționarea de noi echipamente care aveau un consum energetic mai mare, care nu circula asta, componentele electrice erau subdimensionate, deci au fost foarte multe cauze care au condus la aceste accidente, dar și ele sunt ceva real. Problema infecțiilor nosocomiale o cunoaștem, care e legată de această securitate sanitară a spațiului. Deci dimensionarea corectă a tuturor componentelor care să țină cont de toată legislația care și la noi a fost upgradată. Numai anul trecut au fost câteva legi modificate de la celebrul 4N din 1997, care a fost construit de către colegii mei de la Carpați pe vremea domnului ministru Noica, când era domnul Noica ministru la dezvoltare, a fost construit acest normativ care abia anul trecut, deci în 2022, a fost din nou reaprobat acest cod privind construcția spitalelor. Există normative pentru ATI, există normative privind felul cum se poate cum sunt rezolvate toate facilitățile de instalații, ventilațiile, clime, pentru că blocul operator, zona de ATI, necesită CTA-uri, instrumente de ventilație și de climatizare total separate de restul spitalului, fluidele medicale necesare, la fel care sunt, înseamnă niște dotări foarte speciale. Și în același timp, desigur, racordarea sau înțelegerea echipamentelor pe care tu le pui acolo, pentru că nu poți să faci un spital și zici, lasă că uite aici, eu prevăd o secție de RMN, da? Și cumpăr eu după aia RMN-ul, vezi ce mânca pe aici. Deci, teoretic, eu trebuie să trag niște racorduri, să-i las niște relații, unde se leagă acolo, unde să le prevăd. Dacă eu nu știu exact ce echipament achiziționez la cele foarte mari, la săl de operație sau la... Poate că unii ar zice că se poate face această achiziție și ulterior, dar cred că în momentul în care tu proiectezi acest spital, este o temă tehnologică
pe zona aceasta de echipamente foarte bine, foarte bine creionată. Și desigur că aici este și sprijinul extrem de valoros al corpului medical, care, cunoscând aceste echipamente, folosindu-le, mergând în training-uri și în deplasări în străinătate, în schimburi de experiență, bănuiesc că sunt mult mai racordați, poate, decât arhitecții care proiectează un spital la aceste nevoi, și atunci corpul medical devine, să zic, un colaborator fundamental în construirea temei de spital și în discuția asta care trebuie să existe permanent, acest dialog în care toți factorii să fie implicați. Da, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este foarte interesant, în sensul că spitalele moderne, și asta e ceea ce știu și eu, se construiesc din start cu echipamentele din start proiectate, avute în vedere, pentru ca instalarea lor să nu creeze probleme, și sunt anumite tipuri de echipamente care diferă de la firmă la firmă, să spun așa, și atunci spațiile respective trebuie adaptate la un anumit tip de echipamente încă din proiectare și construcție. Asta înseamnă că, ținând cont de faptul că mai ales în imagistică, dar nu numai, echipamentele se schimbă atât de des, sigur că și clădirile de spital, la rândul lor, probabil că trebuie reînnoite sub o formă sau alta. Poate că aici un element fundamental ar fi un spațiu generos în area spitalului care să permită o nouă construcție cu refacerea celeilalte și refolosirea ei, fără să o dărâmăm, mai ales dacă nu e foarte veche. Și asta numai într-un spațiu generos, într-o platformă medicală, se poate face. Și atunci e și ultimul subiect pe care aș dori să-l abordăm și de care România suferă, am spus-o mai multe rânduri, îmi permis să o repet. Sunt deja o serie de potențiale platforme, iată, numai în București, începând cu Funden, dar nu numai, cu Obregea Bagdazar, cu Colentina, unde sunt mai multe clădiri, dar care nu sunt funcționalizate, nu sunt conectate între ele, și această interconexiune între clădiri cu funcționalizarea întregului complex într-un concept medical unitar este un lucru care în Occident a devenit curent. Cum vedeți dumneavoastră o asemenea funcționalizare a marilor platforme medicale? Da. Da, este o provocare ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că aici ne intersectăm cu o problemă de patrimoniu. Pentru că marea majoritate a acestor ansambluri pe care ați povestit dumneavoastră, dacă ne gândim la ansamblul Spitalului Bâncovenesc, care nu mai este, dar din câte știu eu, am încercat în sensul ăsta să mă documentez, cea mai veche platformă ar fi cea a Spitalului Filantropia pe care l-ați pomestit, din 1813 construit, și în care în 1920 domnul arhitectul Paul Spărândescu a făcut o intervenție care este și acum în picioare. Sau ansamblul Spitalului Colția, construit în 1888, sau Spitalul Colentina, 1858. Dacă ne gândim și la Spitalul Obreja, de care ați pomenit dumneavoastră, care în 1906 a fost construit și ca ospiciu. Deci toate aceste construcții care au fost construite la scara acelei lumi și acelor lucruri care au și componente de patrimoniu. Foarte multe dintre ele sunt chiar clasificate ca pe lista de monumentelor, lista monumentelor istorice, au coduri de patrimoniu, deci ele reprezintă o mărturie a unei epoci, a unei etape. Deci, în primul rând, ele trebuie abordate prin acest aspect, că nu le putem demola, n-ar trebui să le demolăm, pentru că ele reprezintă o amprentă a unui timp. În situația asta, desigur că, cum e la Obreja, nu sunt o grămadă de clădiri individuale care e foarte greu să le conectezi, ele sunt foarte mici ca dimensiuni, pavilionare. Este vorba de un spital de tip pavilionar, cum de fapt este și la Colentina, deși acolo sunt construcțiile puțin mai mari. În situația asta e foarte greu să le legi. Trebuie să găsești un sistem să le legi ca să funcționeze. Și atunci, ori faci un sistem de circulații și le păstrezi ca funcțiune și faci un sistem de relații între ele spațiale pe deasupra sau pe dedesubt, nu? Adică ele pot fi legate prin
tot felul de pasarele, coridoare, cele, desigur că nu într-un exces, ci încerc să le grupez în așa fel sau dacă poți să le mai faci niște reconfigurări sau extensii care să fie aprobate, desigur, cu ajutorul specialiștilor în comisiile de cultură ale municipiului București. Sunt proiecte care se fac împreună cu specialiștii care au ștampila de verificator de monumente, deci cu studii istorice. Deci e o componentă de patrimoniu aici extrem de importantă. Da. Altfel ce să faci? Că nu poți să le părăsești, să le golești, să construiești alături ceva și pe ele. Trebuie să le integrezi într-un sistem și atunci ori le refuncționalizezi și le duci într-o zonă de recuperare, deci nu mai poți să funcționeze ca un spital modern, și merg pe o zonă de paliație, de recuperare eventual, da? Și construiești altul, un sistem bloc, monobloc, în care toate lucrurile sunt conectate, sunt circuite scurtate, securizate sanitar și așa mai departe. Eu mi-aduc aminte de problema asta, că eu sunt din Cluj și mi-aduc aminte cu părinții mei medici, mă duceam la ansamblu clinicilor din Cluj, care era și pe deal. Și ca să te duci de la chirurgie la medicală, că te trimitea într-un consult, așa trebuia să urci scări, să cobori scări, să te duci pe afară. Deci era o comunicare extrem de dificilă. Dar lucrurile și spitalul respectiv construit cu, cum se întâmplă acum și la, cum e și acum și la Colțea și la Filantropia, cu saloane extrem de mari, cu volume mari, cu greu de încălzit, greu de gestionat, de ventilat. Desigur că într-o situație de asta se pune problema unei refuncționalizări. Adică dacă poți să-l păstrezi, îl păstrezi, dar îi dai tot o destinație medicală ca să nu deturnezi destinația inițială, dar altfel e foarte greu să faci o medicină de mare performanță în asemenea spații. Deci, da. Așa cred eu, nu știu, poate dumneavoastră. Nu, ce am vrut să spun e exact ce a sesizat și dumneavoastră ca pacient. Deci dacă ai nevoie de un consult într-o altă clădire, e o aventură întreagă, la 50 de metri distanță să ajungi, mai ales ca pacient și din motive de deplasare, posibilități limitate de deplasare personală și din cauza frigului și din cauza intemperiilor și cred că am mai spus în această emisiune, îmi permis să o repet, în România până acum am văzut un singur exemplu la Iași, în complexul Sfântul Spiridon, la vremea aceea domnul manager Bârliba, care făcuse un stagiu în Franța și văzuse că pot fi făcute coridoare, le-a folosit pe cele supraterane între două clădiri și așa ajungeam în bloc operator din clădirea chirurgiei și acest exemplu, din păcate, a rămas izolat, poate mai sunt și altele și nu le cunosc eu, însă pentru pacient, chiar și pentru medici, faptul că sunt solicitați la un consult în cealaltă clădire și e iarnă și n-ai cum să ajungi, deci funcționalizarea acestor mari platforme este un alt element important. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă. Sper că o parte din cele pe care le-ați precizat astăzi, odată s-ar putea să țină cont cei care decid în sănătate și care să ia inițiativa de a demara un proces de noi construcții de spitale, absolut necesar. Și de asemenea sper că o parte din precizările pe care le-ați făcut despre cum trebuie să arate spitalul modern să devină și în România realitate cât de curând. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Să dea domnul. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, domn profesor. Sunt onorată.